Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la rubrica 5 minute teatrale! În acea seară, în curte, în timp ce Natasha spune povești romantice mulțimii, Costiliov iese afară și îi poruncește cu bucurie în glas să lucreze. În timp ce intră, Vasilisa toarnă apă clocotită pe picioarele Natașei. Vasca încearcă să o salveze și îl doboară pe Costiliov, iar în lupta care a urmat, Costiliov este ucis. Pe măsură ce ceilalți dispar, Vasilisa îl acuză imediat pe vasca de crimă. Natasha crede că Vasca l-a ucis pe Costăliov de dragul Vasilisei. Natasha aproape delirează în timp ce l-acuză pe Vasca de crimă și vrea răzbunare. Simțind că va avea necazuri, Luca dispare și nu mai apare niciodată. Vasca scapă de percheziția poliției. Natasha este dusă la spital. Restul își continuă treburile zilnice, la fel ca înainte. Satin înșală la cărți, toți sunt de acord că Luca a fost un om bun, dar un mare mincinos. În timpul unei certe cu Nastea, baronul iese în curte. Satin și ceilalți încep o melodie năpraznică dar se despart atunci când baronul începe să țipe aducând vestea sinuciderii actorului, la care s-a Satin, fără nicio compasiune, răspunde rece. Ai stricat melodia, dobitocule! Alexei Maximovici Peșcov, mai bine cunoscut ca Maxim Gorky, a fost un scriitor rus sovietic, fondator al realismului socialist în literatură și activist politic. S-a născut în orașul Nijni Novgorod și a murit la Moscova. Din 1906 până în 1913 și din 1921 până în 1929 a trăit în străinătate, în special pe insula Capri. După reîntoarcerea în Uniunea Sovietică, a acceptat politica culturală a vremii, dar nu i s-a mai permis să părăsească țara. Alexei Maximovici Peșcov s-a născut la 28 martie 1868. A rămas orfan la vârsta de 9 ani și a fost crescut de bunica sa o excelentă povestitoare. La moartea ei, tânărul Alexei Maximovici a încercat să se sinucidă cu un revolver în decembrie 1887. Apoi a rătăcit vagabondat pe jos prin tot Imperiul Rus timp de 5 ani, lucrând în diferite locuri și acumulând o mulțime de impresii pe care le va folosi mai târziu în operele sale. Maxim Gorky a fost pseudonimul său literar. Gorky s-a împrietenit cu Lenin după ce s-au întâlnit în 1902. Câtă vreme a fost închis pentru scurt timp în fortăreața Petru și Pavel în timpul Revoluției eșuate din 1905, Gorky a scris piesa de teatru Copiii Soarelui, care avea acțiunea plasată în timpul epidemiei de holeră din 1862, dar care trata de fapt evenimentele contemporane. El a corespondat cu profesorul Tomas Garig Masiric, care l-a vizitat pe insula Capri în 1912. În timpul Revoluției din 1917 s-au întâlnit la Sankt Petersburg. În timpul Primului Război Mondial, apartamentul lui din Petrograd s-a transformat în centrul de comandă al bolșevicilor, dar în cele din urmă relațiile lui cu comuniștii s-au deteriorat. La numai două săptămâni de la victoria Revoluției din octombrie, el scria, Lenin și Trotsky n-au nici cea mai vagă idee despre drepturile omului. Ei sunt deja corupți de o travă murdară a puterii. Asta se vede după lipsa de respect nerușinată față de libertatea cuvântului și față de alte libertăți civice pentru care a luptat democrația. Scrisorile lui Lenin către Gorki din 1919 conțin amenințări. Te sfătuiesc să-ți schimbi anturajul, vederile, acțiunile, altfel viața și-ar putea întoarce fața de la tine. În 21 august, prietenul său, Nicolai Gumiliov, coleg scriitor și soțul Anei Ahmatova, a fost arestat de ceca din Petrograd pentru vederile monarhiste. Gorki s-a deplasat personal la Moscova, a obținut chiar de la Lenin personal ordinul de eliberare a lui Gumiliov, dar la întoarcerea la Petrograd a aflat că prietenul său fusese deja împușcat.